Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta revin cu noul update. Mi-a spus ieri că s-a făcut update, că nu știu ce, dar v-am spus și eu în episodul trecut că nu am timp să joc update-ul pentru că este deja târziu și nu mai am timp să pun episodul. Așa că astăzi ne uităm peste noul update, vedem ce a băgat Preston din nou în joc. Și nu uitați să apăsați butonul de like, este ultima oară când mai dau huge-uri, când avem sub 1000 de like-uri. Deci dacă nu avem 1000 de like-uri la episod, băieți, vă cer și vouă ceva să faceți pentru mine, să dați like și comentariu la episod pentru că mă ajută. Știți destul de bine că nu fac bani din canalul ăsta și astăzi am investit ceva bani în canal. Am investit vreo 20 de euro ca să deschidem niște ouă. Nu reușesc să cresc canalul ăsta și... Mai mult de atâta, nu reușesc să fac 1000 de like-uri la un episod. Ce naiba mă, 1000 de like-uri, frate? Și să uită 11.000 de oameni, deci măcar unul din 10 să dea like, băieți. Deci dați like la episod, o să dăm huge pet-uri astăzi, dar dacă mai sunt sub 1000 de like-uri, nu mai dăm huge pet-uri pentru că voi nu faceți lucruri pentru mine, nici eu nu mai fac pentru voi. Așa că haideți să vedem. Deci avem new secret pet, deci s-a adăugat un pet secret nou. Avem bar room, l-am văzut la Rafael, bar neg. Un nou în bar, Giant Barn Chest, Doodle Hoverboard, Free Gizmastery și Neon Exclusive Pets. Asta cred că e cel mai mare update aici. Neon, sau cum zic ei, Neon Exclusive Pets, Neon Bug Fixes, a mai șters din bug-uri, Doodle Expansion Next Week. Deci la Doodle World se va face o, cum să zic eu, o ajustare, o lungire, se va face mai mare. Ok, Saturday, deci următoarea sâmbătă, seara, păcat că face sâmbătă seara update-urile pentru că cred că a analizat și el când sunt cei mai mulți oameni online și de-aia face update-urile astea. Hai să vedem ce vinde ăsta urică ăsta aici. Vinde un șobolan și o maimuță miticală, miticală. Ok, hai să vedem. Cel mai mare update, mi-au rămas ouăle astea aici, cel mai mare update este acest nou shop. Stați puțin să scoatem textul, scoatem ăsta. Ok. Este acest update. Mi-am băgat și eu niște bani ca să cumpăr și eu niște ouă, însă astea sunt mega, mega rare. Neon Pelts arată destul de șmechere și arată destul de tare așa, nebun arată. Hai să activăm și noi astea pe aici, le activăm deja pentru că știți destul de bine că nu mă ajută cu nimic. Pentru episodul ăsta, pentru fun și divertisment și pentru ca să mă distrez și eu, am băgat 20 de euro în Robux. Episodul ăsta... Nici dacă îl împing la spate așa și îi dau una, bang, nu face 20 de euro niciodată în viața lui, face 1 euro. 1 euro, nici o sticlă de suc nu ție. Ok, lăsăm asta la o parte. Avem 1200 de astea, luăm, nu avem 3200, după cum vedeți, ne mai rămâne, dă un ou. Deci luăm ăsta. O să deschid ouăle astea 3 în funcție de cum evoluează situația. Hai mă, ia-le. În funcție de cum evoluează situația, o să... mai cumpărăm, dacă îmi convine și mă impresionează. Deci am luat 3 ouă, după cum vedeți, Neonex. Unde sunt, mă? Ia uite-le. Neonex. Avem un Neonex 50-35-13. Nu-mi plac șansele astea deloc. Nu-mi plac șansele astea deloc. Cel puțin trebuie să pună la primul Neon Pet acolo. Vedeți că sunt două huge-uri nou. Trebuie să pună 5%. Apropo, astea sunt noile peturi. Aoleu, stai puțin că am greșit. Aoleu. Ok, astea sunt noile peturi. Avem așa, Huge Neon Cat, Huge Neon Griffin, Titanic Neon Agony și după aia avem Gold, Golden, după aia avem Rainbow, Shiny și ce mai sunt acolo. Deci avem ouăle astea aici frumos, cam așa arată ouăle astea Exclusive Eggs. Uitați puțin că am asta pusă, astea sunt ouăle Exclusive Eggs, ăsta e șaptele. Hai să deschidem un șapte. Deja mi-a pus petul în spate. Urăsc când faci așa, deci urăsc, efectiv urăsc asta când îți pune petul în spate și dă nervi. Ia du-te bă de aici tu, ia pleacă bă tu de aici, ia pleacă bă tu de aici de unde ai venit. Că nu-mi convine mie așa. Ok, o să-mi echipez toate peturile pentru a face și eu un opening așa, surpriză, mișto, nu peturi puse în spate. Și o să încerc să deschid două, unul câte unul. Acum o să rămân aici pentru că n-are sens să mai mă mut în altă lume. Hai să vedem ou ăsta. Primul ou. Am văzut că și Rafael a deschis o grămadă și nu prea a apucat ceva. Hai, 3, 2, 1 și... Hai, prestă-ne, uimește-mă!
Million cat, oh my god, cei mai bine un milion cheltuiți din viața mea. Million cat, ok. Million cat, după cum vedeți, 50%. Cea mai varză pisică din episod, cea mai vărzulică pisică. Deci, Neon Cat, nu ai ce să faci. Ia uite, deja Baconhead ne cere peturi. Și uite pe Cătălina cu Neon Pet-ul aici. Mișto, ia uite, a obținut Cătălina. Poți să deschizi și eu un ou. Hai mă, să-i cumpărăm pentru Cătălina un ou. Cumpărăm chiar acum de pe shop, ia uitați. Cumpărăm și îi dăm ou lui Cătălina. Hai să vedem. Poate ne împrietenim cu ea, dar după aia ce? Cătălina e băiat, nu bă. Cătălina este sora lui. Ia uitați, Cătălina. Hai să-i dăm un ou lui Cătălina. Cătălena. Trei request, ia uitați, îi dăm un ou și vedem în chat ce o să apuce. O să dau facecam mai jos. Egg. Egg, nu acum. Not now. Cred că o să facem episodul următor când o să-l dea. Nu acum, nu acum. Ok, îi dăm lui Cătălina cadou ou pentru că ne-a ajutat. Hai să vedem ce pet o să ia. Giftuim un exclusiv egg la această fată. Hai să vedem. Poate are norocul de fată activ, ia să vedem. Hai să te văd, Cătălina. Să te văd, Cătălina, hai. Are o banană aici. Ce mă, banana aia în spate. Hai să te văd ce a apucat. Cum ar fi să apuce un neon? Cum ar fi să apuce un neon, Cătălina? Vedem aici. Deschide-l. Deschide. Hai să vedem ce apucă. Ne dăm facecam-ul. Ia uitați. Exclusiv neon dog pet. Asta a apucat. Wow, meh. Ok. Ok, mai avem un wow. Le lăsăm. Huge Titanic. Ok. Îi dăm reject pentru că vreau să deschid un wow. Hai să vedem. Și... Neon Cat! Wow, wow, wow. Uite, asta e reacția mea la Princeton. Hai cu ăla mare, ok. Hai, Cătălina, să vedem dacă îl apucăm pe ăla mare. Dacă are noroc să-l apucăm. Mai avem un singur ou. Un ou mai am. Pagubă $30. Un nou mai am, pagubă $30. Pagubă mare, hai să vedem următorul ou. Hai mă! Huge! Huge! Bă, ce bătaie de joc, mamă. Începe să mă frământe așa opening-ul ăsta. Neon, cam ăsta m-a apucat, băieți. Îmi spuneți dacă ați fi fericit cu peturile astea. Adică n-ai avea cu ce să fii fericit. Văleu, zice Cătălina acolo. Însă ea l-are și văd că e rainbow. Sau așa face el, mă, eu nu înțeleg. Așa face el sau e rainbow ăsta. Nu înțeleg care este faza cu acest pet. Și are un câine. Ia uite-l. Câinele. Ok, salut, salut. Pagubă, pagubă mare de tot. Ok, de nervi. Pentru că am extrem de mulți nervi. O să mergem aici pe... Unde e, mă, inventarul meu? Aici, pe inventar. 3 ouă direct. Hai. Hai, mă! Huge! Of, doamne, ia, mă. Doamne, ia, mă. Aoleo, doamne, ia mă că m-apucă iar criza, băie, salvați-mă, câți bani am băgat. Ouăle se apropie de final, așa că o să mai opresc. Hai să vedem, e Cătălina aici cu Neon Pet-ul. Se duce, văd că pleacă X-Lader, succes la opening, ok. Hai să dăm niște huge-uri gratis. Dăm niște huge-uri gratis pentru abonați, cam astea sunt ce ați trimis voi. Vreau să vă arăt și pe voi pe episod, că vreți să apăreți. Cu numele și... My best pet, Paul Hagi. Ia vedeți aici. Paul Hagi. Mamă, e Hagi, el, ești nebun. Paul Hagi mi-a trimis my best pet, așa că pentru bunătatea lui, Paul Hagi. Mersi. Mamă, i-aș da asta mare, dar vă supărați voi. Pentru bunătatea lui, ăsta nu-l dau. Hai să vedem mai jos, pentru că trebuie să am altele.
Wow, ce e aici? Ce e aici? Bă, Paule, ai avut ghinion pentru că nu mai am peturi de astea, dar mai scoatem de la bancă, withdraw. Mai scoatem de la bancă. Frumos. Și acum la Paul Hagi. Ia uite, mersi. Trimitem acum ușurel, ușurean. Unde e, mă, piatra? Pietricica, ia uite. Ia uite, Paule, cum pleacă pesul spre tine. Și acum, pentru că nu s-au strâns 1000 de like-uri, doar un pet trimitem la oamenii care au dat comentarii și like-uri. Hai să vedem, să alege programul. Să alege Respect X-Lader, Aizen e numele lui, Alexandrei. Mă respectă, așa că haideți să-l respectăm și noi cu un pet. O să dăm claim all aici. Nu mai avem spațiu, avem o problemă mare cu spațiu. Hai să-i dăm așa, Alexandrei, mersi de like. Și trimitem un huge, frumos. Poc, și a plecat huge-ul, a plecat pietricica. Ia uite cum pleacă, bă, da să încarcă, bă. Hai, bă, ok. Doar pentru că nu am strâns și cineva îmi cere o exclusivă. Hai, mă, să-i dăm niște exclusive. Am văzut acolo că cineva îmi cere o exclusivă. Ok, hai să vedem, îi dăm niște exclusive, uite, niște balunuri, niște chest mimicuri de-astea, ăla l-am doar odată, niște party dragonuri, îi dăm niște câini de-astea roșii, îi dăm niște câini de-astea, îi dăm niște câini de-astea, un porc de petrecere, ok, îi dăm de toate, îi dăm o rățușcă de petrecere, un balon de-asta, bă, cred că ajunge. Ok, ți-am dat niște exclusive, frumos. Iar acum trebuie să mai șterg din inventar. Ori trebuie să mai depozitez în bancă. De nenumărate ori era să șterg peturi extrem de valuable, dar are sistemul ăsta și e bine. Văd ce se întâmplă, mă. Opa. Prestă-ne. De ce nu mai merge să mai fac chestia aia? Nu înțeleg. A revenit sistemul înapoi. A revenit sistemul înapoi. Alo, Preston, de ce ștersi aia, mă, băiatul meu? A revenit sistemul înapoi. Ok, poate a fost un bug. Nu a fost niciun bug, băieți. Nu a fost niciun bug, l-a scos. Nu pot să cred că a scos aia, nebunia aia. Ok, și o să mergem și să vedem noul update. Play Mall, ca să deblocăm asta. Frumos, am deblocat asta. De aici, hai să vedem ce am primit. Poate am primit ceva de deschis. Bă, nu văd nimic. Oh, două cât astea de câine. Hai să vedem. Câine la plansu. Partido! Yay! Hai la Doodle. Hai la Doodle World. La Doodle World. Mergem la Doodle World. Doodle World. Ok. Hai să vedem. Am văzut că s-a făcut acolo un update. Mare, mare de tot update-ul. Ok. Hai să selectăm cadourile astea. Slăbuți. Înainte de asta, deschidem și noi cartoon coins. N-am cartoon coins, băieți. Țăcălie, ok. Hai să vedem ce ne zic oamenii în comentarii. Unde ești, pup? Ok, frumos. Hai să vedem aici. Mai departe o să mergem la bar. Aici sau în partea asta pe poartă. Ia uitați cum stau băieții. Și băiatul ăsta are tricou cu Rafael. Toți suntem fan Rafael pe Roblox. Și hai să intrăm aici. Are șuretul. Mamă, trebuie să cumperi. Wow, bă, ești nebun. Trebuie să cumperi, băiatul meu. Trebuie să cumperi. Salut. Rululelu. Ok, uitați ce greu sparg acum, însă o să selectăm două peturi sau trei și o să scriem așa, Doodle. Wow, am o maimuță, fii atent, maimuța asta are Q. O, stai, bă, puțin că maimuța asta rupe. Cine mi-a dat maimuța asta, habar nu am, nici nu mai țin minte cine mi-a dat maimuța aia. Dar acum ar trebui să rupă efectiv ăstea. Ar trebui să rupă 4.3Q. 4Q, wow, dă-i puțin, 4 milioane există, asta de cât 90 de milioane. Păi cum e asta, bă, corect? Cum e aia corect, băieți? Hai să punem mai multe peturi de-astea și să vedem dacă schimbă ceva. Sunt tare curios, după o să mergem pe plața, cam ăsta este noul update.
Însă vreau să fac bani să intru. Îmi trebuie 3 milioane. 3 milioane ca să intre acolo. E nebunie curată. Efectiv, cum s-ar spune. Ok, hai să mai deselectăm peturi. O să mai deselectez peturi. O să scriu aici Doodle din nou. Și o să le pun pe astea cu Q. Poate astea fac mai repede treaba. Nu sunt sigur, dar cred că fac ea. Ok, nu fac mai repede treaba. E belea mare, băieți. Este belea mare. Iar ăsta sunt... Mamă, mamă, nu pot să intru în Doodle World-ul ăla niciodată, băieți. Trebuie extrem de multe coinsuri. Extrem de multe coinsuri. Ok, și ăsta cât o să-mi dea ea? Măcar un milion de ăsta. Dă-i, tată, dă-i, dă-i, dă-i. 100.000. Gândiți-vă, trebuie să sparg 10 chesturi pentru un milion. Și nu e niciunul aici care are ori 3 coins. Nu e niciun safe-ul ăsta, nici ăsta. Bă, lasă-le, mă. Bă, ar trebui să spar destul de repede, băieți. Pentru că, ia, s-a apucat de el. Ar trebui să-l spar destul de repede, ia. Ia, se sparge destul de repede și ăsta. Și dacă mai vin abonați, ia, uite, bă, ce dă huge-ul ăsta aici. Cu țăcălie, cu ăștia, ia uitați. Ne chinuim aici. Mamă, mamă, ia uitați ce, ce nebunie e. După aceea o să mergem pe plața să vedem, poate găsim o ofertă de noul huge neon. L-ați văzut acolo, l-avea Cătălina, dar vreau să fac în episodul viitor cu el. Pentru că acum vreau să descoper update-ul. Astea sunt peturile, nu știu ce să zic despre ele. Mi se pare că au șanse mult prea mică ca să le poți lua. Mai deschidem random un ou. Și... foarte bine, nici nu mai mă aștept la... daia, la... huge. Nici măcar nu mai mă aștept la huge. Uitați-vă și voi ce greu spargem ăsta. Ce greu să spargem un chest. Suntem 4 oameni pe el. Bă, lasă-l încolo. Ne trebuie un pet hardcore ca să dea rău de tot. Însă ăsta... cred că l-am cumpărat de la ăla, la, de la Merchant. Care a venit cu el. Nu știu ce să zic, este Dark, Dark Matter. Da, 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 da. Doodle Monkey Dark Matter. Nu știu ce să zic despre el. Chiar nu știu ce să zic despre acel pet. Și ne trebuie 3 milioane. Fiți atenți, va trebui să farmez eu, cred că 3.5. Wow, wow, wow. Cred că de aici, din ăsta mare. Hai să vedem ce ne dă chestul ăsta și după aceea ne apucăm de ăla mare, cred că. Uitați-vă și voi ce puține coinuri dă. Ce puține, 146 decât ăla. Și dacă sparg ăsta, ia. Dați puțin, băieți, că facem experiment aici, a? Dacă sparg ăsta, ce se întâmplă? 14K. Și doar 29. Bă, lasă-l. Hai toți pe chest. Hai toți. Toți pe ăsta mare. Toți abonații mei pe ăsta mare. Hai, dați în el. Bă, nu suntem așa mulți oameni. Uitați, ăștia stau aici. Vreau să-l salut. Hai, bă, omul meu, țăcălie. Hai pe ăla mare. Toți pe ăla mare. Și nici măcar ăsta mare nu ne dă 3 milioane. Eu așa zic. Da, uitați. Ok, 158 de secunde. Mai mult, cred că dublu. Dublu, dublu, dublu. Revin când am spart chestul ăsta mare și intrăm acolo în bar. Părăsim misiunea, băieți, că am stat destul de mult. Cred că stau de vreo 6-7 minute aici. Nu reușim. Părăsim misiunea, intrăm aici, cumpărăm noua lume. S-a deschis aici barnul. Și hai să intrăm. Am intrat în barn, adică în fermă. Este un nou ou și un nou pet. O să vă arăt despre ce este vorba. Noul pet este delfinul ăsta. E 99% șansă și după aceea șansa este misterioasă. Nu vrea Preston să ne spună șansele. Așa că, ia, tu unde vin, mă, mâncați? Și pe sus au venit pe undeva. Cred că suntem teleportați într-o altă lume. Și avem chestul ăsta din barn de aici. Nu toată lumea poate să intre. Și este chestul din barn cu care o să deschidem măcar un nou de aici. Și cam ăsta este update-ul făcut de Preston. Barnul ăsta, bug fixes. Am văzut că nu mai poți să mai ștergi peturile efectiv. Ia să vedem. Nu mai poți să mai faci chestia aia șmecheră. A scos-o omul meu. Și acum putem să cumpărăm un nou de aici. Cum ar fi să apuc chiar huge de aici. Doodle Delphin. Wow, Axelotl, Maxelotl. Este chiar cel mai legendar pet. Ești nebun? Primul legendar pet aici. Axelotl. De ce e mișto? Fii atent, de ce e mișto ou ăsta? Ai ou aici, dai auto-hatch și peturile îți farmează în spate. Este super, super mișto pentru că îți dă
șansa să stai AFK foarte mult. Doodle Shark, nu l-aveam păstat Doodle Shark-ul, este foarte ieftin Doodle Shark-ul și mai facem câteva monezi și cam ăsta este update-ul, băieți. Mă pregătesc pentru Granny, să mă duc puțin la Grenuța, că mă așteaptă acasă Grenuța. Hai să vedem, dai, spargem aici frumos. 340 este cam scumpicel, dar nu mă miră nimic, îți trebuie 900 să deschizi unul. Uitați-vă și voi ce greu să sparge chestul. Nu știu dacă eu sparg greu sau chestul se sparge greu. Golden Doodle Shark! Wow, ce mișto. Cam ăsta este update-ul, băieți, spuneți ce părere aveți. Eu cred că nu mai suntem acolo la ferma aia, cred că ne-a teleportat altundeva. Pentru că peturile mele veneau de sus, de aici, de undeva. Și ne-a teleportat, ăsta este update-ul. Ce părere aveți despre noul update? Vă place update-ul sau nu? Văd că băieții se urcă pe scară aici, poți să te urci pe scară? Ia să vedem, poți să te urci pe scară. Bă, poți să te urci aparent. Cred, dacă dai așa spam de multe ori și găsești vreun spot, poți să te urci pe scară și să stai pe aici pe scară. Mai deschidem o dată ouă și hai să vedem. Și... Doodle Farmec, cel mai rar pet. Nu uitați să apăsați de like, pe like, eu vă las, ăsta a fost update-ul, pa, pa!